Continuă verificările pentru nepurtarea măștii de protecție. În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au continuat activitatea de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. 70 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate. Polițiști și reprezentanța instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Polițiștii mehedințeni au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului în care sunt respectate normele legale în vigoare pe timpul stării de alertă. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind verificate 1500 de persoane și controlate peste 60 de societăți comerciale. Au fost aplicate 70 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 19.000 de lei. În trafic au fost verificate peste 160 de mijloace de transport de persoane. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 1500 de persoane și controlate peste 60 de societăți comerciale. Au fost aplicate 70 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare de 19.000 de lei, iar în trafic au fost verificate peste 160 de mijloace de transport persoane.